Președintele PSD de Suceava, senatorul Ioan Stan, respinge din rădăcini analiza comparativă făcută de colegul său de partid, deputatul Cătălin Nechifor, prin care acesta a încercat să demonstreze că județul Suceava nu a beneficiat de cea mai mare sumă alocată pentru dezvoltarea proiectelor depuse spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Senatorul Stan a arătat la Bucovina TV în emisiunea Raportul de Seară că în mandatul lui Nechifor în fruntea Consiliului Județean Suceava, la același program național s-a clasat abia pe locul 18. Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a spus că nu înțelege de ce s-a dezlănțuit atâta supărare, în condițiile în care nu și-aduce aminte ca județul Suceava să mai fi fost pe locul întâi la alocări de fonduri pentru investiții. Am anunțat suma că la Suceava sunt 928 de milioane de lei, în cifră miliarde vechi, 9.000 de miliarde Suceava, în condițiile în care nu mi-aduc eu minte vreodată județul Suceava să fie pe primul loc. Nu mi-aduc aminte. Și am o memorie bună. Ce zicem? La PNL de 1, înaintea cu votării, n-a fost PNL 1. Da. Județul Suceava era pe locul 18. Pe locul 18, la o sumă de Timiș de aproape de 200 de milioane. În aceleași condiții avem și pe locul 2 la suprafață, la populație, acum avem mai puțină de acum 3 ani de zile, asta este demografia, așa, și la ce mai... Aceleași impozit pe venit sau mai puțin, da. Da? Și acum am devenit pe locul 1. Nu e bine. Așa e românul. Că-i de-a nostru. Că-i de-a nostru. Nu știu, că-i de-a nostru, că a făcut grafice. Dom'le, nu vreau să intru în polemică și nu... Da, am înțeles. Probabil eu vin și îmi prezint rezultate. De ce acum 3 ani de zile n-a fost județul pe asta? Face comparație cu județul Tulcea. Păi județul Tulcea, acum 3 ani de zile, a fost pe locul 32. Am făcut o anumită echilibrare. Senatorul Stan a ținut să sublinieze că fondurile alocate investițiilor au fost împărțite echitabil, recunoscând că unii primari PSD nu au fost mulțumiți de această decizie. Liderul PSD Suceava s-a declarat convins că vor mai fi fonduri alocate prin PNDL, banii urmând a fi economisiți în urma licitațiilor sau a evaluării proiectelor. A nu uita că noi, la nivelul județului Suceava, nu am făcut ce au făcut unii sau alții înainte. N-a fost niciodată noi și noi sfinți, dar nici așa. Și am spus, domnule, suma este acum împărțită aproape frățești. Sigur, nemulțumire în cadrul primarilor noștri. Am respectat acea echidistanță, acea transparență, dar vor fi sume de acum care rămân, cred că aproximativ o treime, într-adevăr, proiecte vor cădea și poate vor fi proiecte viabile, acele care vor mulțumi și de o parte și de alta. Dar faptul să facem grafice și să facem prezentări între județe e simplu. Totodată, senatorul Stan a explicat și cum a obținut județul Suceava aceste fonduri. Cu colegii mei, cu unii din colegii noștri, în grupurile parlamentare. În grupurile parlamentare am fost invitat, atât la liberali și atât la noi, au fost invitați miniștri. Și am spus, domnule, Suceava are nevoie de investiții. N-a dat noi să susținem Teleormanul. Comparația între județul Tulcea, care data trecută a fost pe locul 32. Și acum a venit noi suma noastră. Timișul, înainte, în PNDL 1, a fost pe primul loc. Da. Iar acum a revenit în locul nostru. Dar ne-am luptat.